Mă voi îngropa în pământ de viu. Frica de a fi îngropat de viu. Ușor, ușor. Nu, bă, bă. Dați-i drumul la exclamator. Hai, gata, picane. Mamă, frate. Astăzi o să fac cea mai mare nebunie din viața mea. Mă voi îngropa în pământ de viu pentru 24 de ore. Let's go! În momentul de față săpăm groapa care să aibă undeva la 1,5 metri, 2 metri. Și în curând o să vă fac și prezentarea sicriului pe care ne-am chinuit de câteva luni bune să-l construim, să-l securizăm în așa fel încât totul să fie safe. Nu încercați asta acasă, este cea mai mare nebunie din viața mea pe care o să o fac vreodată. Totul este făcut pentru entertainment, așa că nu trebuie să încercați chestia asta acasă. Acesta este sicriul pe care ne-am chinuit de câteva luni bune să-l construim. Are undeva la peste 2 metri jumătate lungime, dar e mare rău de tot. Nu uitați să rupeți butonașul de like, să facem peste 50.000 de like-uri. Dacă facem peste 50.000, să moară Jackson dacă nu mă îngrop o săptămână. În momentul de față o să ne chinuim să băgăm sicriul în groapa aia imensă. Am investit bani, am investit timp și e un risc imens pe care mi-l asum. Sper ca totul să meargă bine. Dacă nu merge nimic bine acum, totul se va duce de râpă și vlogul s-ar putea încheia aici. Ușor, 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 ușor. Merge, ești de bun la casa voastră. Ca să pot supraviețui 24 de ore, pentru că eu mănânc foarte mult, mi-am luat 3 pungi de chipsuri și 3 sticle de apă. Sper să mă ajute să supraviețuiesc. Sunt nebun, nu m-am gândit la toate lucrurile astea de supraviețuire, dar eu sper să funcționeze. Și pentru că cel mai nebun vlog din România nu puteam să-l fac singur, l-am chemat alături de mine pe Cianu Chinezu. Eu nu știu ce a puțin picat, tate, în ultima perioadă n-am văzut așa puțin mai trist. Dar cred că nu mai are chef de, este nu mai are chef de viață. Nu prea mai am chef de viață, așa că o să mă îngrop de viu pentru 24 de ore în această gaură, în acest sicriu. Dați fără nicio grijă, nu încercați chestia asta acasă, pentru că noi în spatele camerelor avem o întreagă echipă care are grijă ca noi să nu pățim absolut nimic. Aici, care este rolul Lucianu în acest vlog? Ei bine, rolul Lucianu în acest vlog este să-mi facă mie viața mult mai grea. Și o să fie și singura persoană cu care o să am contact, care o să fie deasupra. Așa că, Cianule, cu tine o să vorbesc, tu trebuie să fii televizorul meu, entertainment, te sun să îmi zici o poezie, o chestie. Bă, ce anul ăla, tu te-ai gândit că eu n-am unde să fac pipi? Păi iei una din sticle și gata. Și treaba mare, eu fac în fiecare zi treaba mare, frate. Hai, mă, te da. Bă, dar unde fac treaba mare acolo? Stai, bă, că nu s-ar da aici, ești bun. O să trebuiască să mă folosesc de aia. Deci, ce anule, mă bag în groapă. 24 de ore, nu mă las să ies nici măcar dacă zic, bă, Cianule, deci acest challenge trebuie să-l duc la bun final, da? Adică să luăm peste de tine. Și după 24 de ore, Cianu se va întoarce și mă va dezgropa, sperăm să mai fiu viu. Hai să începem! Bă, bă! Ia, suntem în groapă! Ok, deci camera asta o să o am pentru 24 de ore în sicriu. Cianule, gata, ești gata de treabă? Haide! Să mă arde axa, mi-e frică rău de tot. 24 de ore începând acum, hai să-i dăm start la treabă. Mi-e frică rău de tot. Gata? Mi-e frică rău de tot, ești de bun? Hai, bă, întinde-te ca bă, ești nesimțit? Bă, frate, cred că mi-am descoperit o nouă frică. Hai, frica de a fi îngropat de viu. Da. Picane! Cum îl văd pe picane? Te luăm la revedere, picane? În momentul ăsta sunt în Sibiu. Bă, mi-e frică, bă! Bă, mi-e frică! Bă, mi-e frică rău! Bă, mi-e frică rău! Bă, mi-e frică rău! Da, te aud, hai pune pământ, bă, pune pământ, gata, mi-e frică să mor de aici. Mamă, frate, cât de terminat. Nu înțeleg cum să supraviețuiesc aici 24 de ore. În grob, gen. Sunt terifiat, deci mi-am descoperit o nouă frică, frica de a fi îngropat de viu, mori. Să vezi ce bine o să dormi o picane după la hotel. Deja nu mai pot să tot pun atâta pe mine. Dați drumul la excavator. Hai, gata, picane. Mamă, frate, deci în momentul ăsta sunt în grupa de viu. Bă, sunt în grupa de viu, bă, bă. Dați drumul la excavator și puneți pământ pe te. Te pop.
cap. Bă, mamă, cât de creepy e să stai într-un coșciu. Uitați-vă și voi cum se vede. Mamă, frate. Bă, frate, vreau să vorbesc cu cineva. Mamă. Singura mea frică ca om este să nu cumva să nu știu, distrugă cumva acest coșciu. Bine, el e... Bine, el... Din câte vedeți, e destul de rezistent. Nu știu, frate, să se spargă sticla sau să se spargă coșciugul gen lemnul, frate. Că asta ar însemna că am, nu știu, la dispoziție 2 minute să fiu evacuat, că dacă nu, picatul caput! Doar spațiul ăsta de desfășurare, bă, nu știu cum ziceți voi, dar mie mi se pare că e destul de mare, destul de încăpător, nu? Deci este o senzație mega, mega nasoală, nu vă doresc, dar mă bucur că într-un fel am experimentat lucrul ăsta pentru că este gen mega, mega awkward, nu știu, să fii așa, să fii tu acolo și să știi că oricând poți să rămâi fără oxigen sau să știi că oricând poate să se întâmple ceva și să nu mai exiști, e o nebunie, e o nebunie. Trebuie să recunosc că ideea nu a fost a mea, nu a fost originală și că ideea este luată de la one and only Mr. Beast. Dar sunt fericit că sunt primul care a reușit să facă chestia asta în România și da, sunt bun într-un fel. Și ca prostul am zis că vreau să fie și super mega extrem și fraierul de mine și-a luat la el 3 pungi de chipsuri și 3 sticle de apă. Trebuie să știți că noi mereu ca oameni trebuie să ne întrecem limitele și trebuie să fim din ce în ce mai buni și din ce în ce mai tari și mai rezistenți. Așa că asta este unul dintre testele mele și sper să reușesc. Nici nu mai știu unde să mă uit în cameră. Ba acolo, ba acolo, dar nu mai contează. Vlogul ăsta nu trebuie să iasă profi. Vlogul ăsta trebuie să iasă la suprafață. Cred că o să stau toată ziua în coșciuc și o să dorm. Atâta timp când nu se întâmplă nimic și atâta timp cât am aer, I'm good. Bă, dar ce facem? Poți fi îngropat la 2 metri. Ia, cred că prin tubul ăsta vorbesc. Picane, mă auzi? Da, bă, t-auzi, zi! Ce nu se vorbește pe tubul de respirat, e de bun. Zi, bă! Ce faci, mă, Picane? Stai, stai, că acum te-am dat pe difuzor. Mai zi o dată, mai zi o dată. Ești Clauco? Bă, lasă-mă, bă, tu ai chef de mișto, bă. Claustrofob ești, și ți-a venit ideea asta de vlog. Bă, Ceanu, eu n-am gust să stau 24 de ore aici, ești nebun, mai stau maxim jumătate de oră și vreau să mă scoți, ești nebun. Nu, tata, aici rămâi, acum ce faci? Vrei să minți oamenii? Bă, nu, bă. Bă, nu, aici rămâi, aici rămâi. Bă, eu mi-am luat apă, dar nu m-am gândit unde fac treaba mare, ești de vlog. De dai, mă, fac treaba mare, mă, fac unde fac treaba. Nu știu, de ești tu prin sicriu pe acolo. Bă, vezi că eu nu mai stau mult, că mi s-a făcut foame. Bă, nu, te rog frumos, trebuie să stai aici, ești nebun. Ia, ia, stai așa. Hai să dau niște apă. Să dau niște apă, ia. Bă, nu mai turna pe apă, că oricum e apă aici în tunel, ești de bula. Ce faci, mă, ești bine? Până mâine. Să ies de aici, să mor eu. O să mă întorc chestia asta. Bă, hai că m-am cam plictisit aici și mie cam cald. Bă, nu pleca de aici, ești nebun acasă. Mă duc și eu, că... Na. Bă. Îl iau și pe nenea Vasile după mine pe excavator. Dar nu putem să stăm aici cu tine toată ziua, ești nebun? Hai, hai să mergem, hai, hai să-i dă. Hai, te pup, Picane. Picane, oficial s-a lăsat noaptea, tată, și vreau să te felicit că ai reușit să stai până la ora asta acum. Bă, Ceanule, jur, jur că nu mai pot, frate, jur că nu mai pot. Da, vezi că mai ai de stat vreo, nu știu câte ore, vreo 12 ore, cred că mai are de stat. Baftă și, ce? Care, bă, 12 ore, că mai am doar, I don't know, cred că vreo 8 ore, te rog, bă, nu veniți la prima oră, stau doar 20 și gata. Lasă-mă, frate, că reziști tu, ce ai? Aolo, bine, o să stau 24 de ore aici. Nici nu mai pot să țin camera, nu mai am energie. Trebuie să mănânc ceva, trebuie să stai să mă dezbrac. Așa. Și da, dacă treci peste noaptea asta, Doamne, să treci, să nu pățești nimic, venim mâine și te dezgropăm, da? Cum adică, mă, dacă nu pățești nimic? Dacă nu pățești nimic, ești de bula cap, stai aici de atâtea ore, ești de bula cap, sunt bine rău de tot. Stai liniștit, sunt
sunt aici pentru tine în orice moment, dacă e ceva mă sun, da? Da, dacă e ceva te sun și tu îmi răspunzi de la restaurant în timp ce eu stau în Coșciuc să mor eu. Ce este un prieten foarte, foarte bun. Bă, fii atent chiar cu cum stai. Mă adică mă cum stau cu mâncarea să mor eu. Bă, faci caterincă de mine, frate, zici că nu știi, frate, că am intrat în Coșciuc ăsta cu 3 pungi de chipsuri. Fratele tău a mâncat o pizza, o alea, între timp. Nu le mersi frumos, fă-mi și poftă. Mersi, mersi, stai liniștit. Oricum nu mă interesează, frate, că îmi fac challenge-ul ăsta, duc până la mama, abia aștept să termin. Și să postez vlogul ăsta, să facă 50.000 de like-uri. Bă, nu-ți vine și ție să mergi la baie, nu te trece la baie, ceva, nu știu. Ba da, frate, am aici o sticlă care s-a golit și probabil o să o umplu eu. Bă, dar eu nu mai pot de cald aici, să moară de axa, deci o căldură în chestia asta. Eu am crezut că o să-mi fie fric, n-a zis, bă, stau sub pământ, e de mult. Bă, tată, îngheț de fric și sincer că am vreau să mă duc, nu mai am chef să stau aici. Mai stai, mă, un pic cu mine, te rog frumos. Nu, frate, nu mai stau. Stai îngropat singur aici, dacă e ceva ți-ai zis, mă suni și vin și te dezgrop, dar nu ți s-a întâmplat nimic deocamdată, aia e, dacă vrei vloguri de-astea nebune, ia. Bine mă, hai, ne auzim mâine, eu mă duc, am înghețat de fric, hai, te pup. Bine bă, Ceanule, mersi, te pup, pa, pa. Mamă, ce fric, eu nu mai pot. În orice caz, băi, pe bune, chiar merită un like picant pentru vlogul ăsta și vreau să mergeți acolo mai jos și să dați în momentul ăsta un mare, 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 mare like, că săracul e... acolo jos. Hai să plecăm că înghiți de fric, nu mai pot. Mamă, frate, a venit momentul mult așteptat să mâncăm ceva că mai pot de foame. Și să vă spun că vă rugăm mult de tot și că știu că nu am mai postat vloguri de foarte, foarte mult timp, însă mă voi apuca acum să postez niște vloguri super, super mega nebune și super, super mega tari și în curând o să vedeți o mare, mare schimbare pe canal, dacă probabil ați văzut deja. Știu că puteam să-mi iau mâncare adevărată, însă am zis că why not? De ce să nu fac acest challenge un pic mai greu? Și mi-am luat porcării de mâncare. Abia aștept să mănânc un pui coresc când o să ies de aici. Guys, a venit momentul în care fratele vostru chiar nu mai poate să se abțină. Deci, efectiv, nu mai pot să respir. Și a venit momentul în care trebuie să fac pipilică, treaba mică. Pentru că, frate, e ceva natural și biologic, nu? Așa că am gulit o sticlă de apă și... mi-e și rușine, frate, dar n-am ce să fac. Chiar vreau să vedeți toate chestiile astea. Bine, nu să le vedeți, gen, să le vedeți post, gen, să le m-ați înțeles voi. Mamă, ce m-am plictisit, bă, frate, în Coșciuc ăsta. Să nu mă întrebați ce e în sticla aia de acolo, că nu vă spun, mamă, să vă mai văd doar dinții acum. Este un lichid pe care, cu care o să dorm la cap, din păcate, sau de fapt ar trebui să dorm la picioare, nu înțeleg de ce în sticla cu treburi omenești lângă cap, frate, sunt nebun rău de tot. Oh my god. Mamă, frate, am câteva ore foarte, foarte bune de când stau aici și efectiv, da, chiar câteodată chiar simt că nu mai pot, dar voi mereu mi-ați dat putere și îmi dați putere, așa că o să continui să fac chestia asta. Bă, frate, voi vă dați seama că eu acum dorm într-un loc care ok, a rezistat câteva ore, ok, mă simt bine de câteva ore, dar vă dați seama că eu dorm în momentul ăsta într-un loc care îmi conferă 10% siguranță, care, I don't know, printr-o chestie poate să se întâmple să se crape ceva sau să se întâmple ceva și eu mâine de dimineață să nu mă mai trezesc viu, să nu mă mai trezesc deloc, nu că viu. Doar n-ai cum să te trezești mort. În momentul de față, stând aici în cutia asta și meditând eu cu mine și mai vorbind din când în când cu oamenii de pe telefon, bă, nu știu, frate, dar mă ia așa cu panică, mă ia cu anxietate, mă ia cu claustrofobia aia nesimțită și nu știu ce să mai fac, nu știu la ce să mă mai duc cu gândul. Efectiv, gândul ăsta de chestia asta, că mâine aș putea să nu mă mai trezesc, mă înfioară, ori din cauza oxigenului, ori că crapă ceva. Mă gândeam că a venit momentul să ne luăm rămas bun de la lumină și să ne culcăm, pentru că mi-e foarte, foarte, foarte somn, dar... mi-e atât de teamă să dorm fără lumină. Nu știu dacă voi puteți să dormiți în patul vostru fără lumină, dar efectiv, gen,
nu pot să ador fără lumina aici, așa că o să pun lumina într-un colț foarte îndepărtat al psicriului. O să-mi găsesc o poziție cât mai confortabilă și o să mă culc. Noapte bună! A few moments later. Cucurigu! Da, cucurigu pe naiba, că nu e niciun cucurigu, că la mine n-au întrut tot întuneric. Tocmai ce m-a sunat Ceanu și mi-a spus că a vorbit cu domnul cu escavator să vină să mă scoată. Bă, frate, am închilozat aici, abia aștept să ies naiba din sticlul ăsta. Nu vorem mai trebuie mai trăiește, e omul ăsta, frate. Doi! Au, ce bine am venit aseară. Bigane, chiar îmi pare rău, tată, dar tu ai vrut să faci asta, nu te-am obligat nimeni. Am dormit absolut deloc azi noapte, nu mai pot. Sunt mort, am transpirat până la chiloți. Bă, mai aveți mă mult? Ce fă mă, picioare, mă? Te-ai dezbrăcat, da? Bă! Hai, dă una. Hai. Bă, nu mai fac asta în viața mea, să mor eu. Mă! Ce mă ai vrut să faci? Bă, ești nebun la cap. Data viitoare faci asta o săptămână, da? Bă, vreau. Hai, dă una. Uite, iese zombie. Sper că v-a plăcut vlogul, nu uitați să-l puteți butonul și de like, eu v-am pupat. Pa, pa!